Salut! Sunt la Beer Brothers, la Cluj. O asociație care are vreo 550 de oameni cu barbă, 520 oameni cu barbă, bună parte dintre ei și surioarele lor și o bună parte din copii care vin și fac voluntariat. Însă de ce ne aflăm aici? Pentru secția de arși de la spitalul de aici din Cluj-Napoca. Secția, ați auzit bine, și nouă clinică, 5 paturi. Oamenii ăștia încearcă să schimbe ceva. Ce e de ajuns, e de ajuns. Am văzut ce s-a întâmplat la colectiv, am văzut ce nu s-a întâmplat după. Cluj-Napoca, al doilea centru universitar medical din țară, secția de arși este o secție la clinica de chirurgie plastică. Știți ce e interesant? Sunt 5 paturi acum, aici înăuntru, în această secție. Iar în 5 paturi, astăzi, la momentul la care vorbim, sunt 6 arși. Există 5 paturi dedicate persoanelor cu arsuri de până la 20% din suprafața corpului. Cei peste 20% se trimit la București. Aici, la Cluj, vin arși din întreg Ardealul. Însă trebuie să știți că dacă situația este mai gravă, nu pot fi tratați aici. Trebuie transportați la București. Vrem să cumpărăm două aparate. Un aparat care decupează pielea și un aparat care întinde pielea. În valoare de 30.000 de euro. Cât ați adunat? 11.000 de euro până acum. În Beer Brothers nu sunt toți bărboși pentru că sunt și fete. Am avut o campanie pe Facebook în care toți ne-am schimbat poza de profil. Timp de o săptămână și-am strâns peste 8.000 de euro. Pentru noi a fost așa un șoc și wow, oamenii chiar cred în campania noastră. Și nu e destul. Secția aceasta de numai 5 paturi, care deservește aproape întreg Ardealul, mai are nevoie de saltele împotriva escarelor pentru cele 5 paturi și cel puțin de un aparat de ridicat bolnavi. Din momentul în care am adunat banii, se va da comandă pentru cele necesare, cum avem lista de clienți, și atunci vin cele pe factură, le ducem, inaugurăm și așa am făcut și în campania cealaltă, în care am reutilat centrul de transfuzii. Statul este cel care ar trebui să doteze spitalele cu aparatură tehnică. Și asta le-au spus-o și sponsori, le-au spus-o și oameni simpli de pe stradă. Însă ei au un răspuns celor care îi provoacă. Noi nu considerăm că facem munca statului. Schimbarea vine de la noi, de la fiecare. Dacă noi am început să facem asta, uite câți oameni am mobilizat. Noi am încetat să așteptăm. Știm că nu ne cred. Deci noi știm chestia asta, deci nu mergem să ne dezamăgim. Dar le arătăm că chiar așa facem. Am avut cazuri în care am fost întrebați de 2-3-4 ori că chiar veniți și lucrați așa că veți, fără nicio renumerație și da. Dar... Să nu credeți că Enough is Enough este singurul lor eveniment, chiar în aceste momente, da. Ei, că sunt în biroul lor în momentul de față, deși nu pare, adună banii pentru o altă campanie, a doua mașină pentru persoanele cu dizabilități. Vinde îmbrățări care măsoară pașii. Este un chip care de fapt ăsta se folosește, se pune pe mână, are un chip care îl folosim, care monitorizează toți pașii care îi facem. Toți banii care vin din încasările acestor brățări merg înspre Birmobil. Ce vrem să facem este să asigurăm plata unui șofer și combustibil pentru un an de zile. Și nu e tot! Au fost implicați pe parcursul acestui an în numai puțin de 100 de evenimente sau poate mai multe în care au coordonat voluntari sau au fost chiar ei voluntari la tot ceea ce s-a desfășurat în Cluj-Napoca. Noi vrem să schimbăm mentalitatea. Și aici vrem să dăm exemplu, vrem să ne implicăm, să dăm exemplu și la alții să vină. Dacă vreți să ajutați, puteți să faceți și voi o donație, oricât de mică, pentru că banii vor ajunge aici, la clinica, la secția minusculă de 5 paturi, de la clinica de chirurgie plastică de la Cluj-Napoca. Eu am donat.